Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vorbim despre singurul portar din lume care a câștigat balonul de aur. Vă arăt cum am ajuns să-i dau rank 1 și evident răspundem la cea mai importantă întrebare: poartă sau nu acea bască în timpul meciurilor din FIFA Mobile? Așa că rămâneți aici. Așadar, pentru că campionatul mondial se desfășoară în Rusia și pentru că Rusia tocmai a bătut Spania, cred că este momentul potrivit să vorbim despre cel mai bun fotbalist rus din istorie și acesta este Lev Yashin. Dacă nu ați auzit de el, nicio problemă, pentru că sincer nici eu nu am auzit până în sezonul 2 din FIFA Mobile, dar aparent este singurul portar din lume care a câștigat balonul de aur, sigur în 1963, dar totuși un portar să mai câștige balonul de aur nu prea mai văd curând. Și poate alt motiv pentru care nu am auzit de el este că a murit undeva în 1990, deci acum foarte mult timp. Dar gata cu scurta istorie, haideți să vorbim despre cum am ajuns să l-am pe acest băiat la mine în echipă. Pentru cei dintre voi care mă urmăriți de ceva timp, știți că Yashin este portarul pe care îl folosesc de foarte mult timp, cred că l-am de jumătate de an sau mai bine. Și cum ar spune mulți dintre voi care jucați FIFA Mobile de la începutul sezonului 2, pe acest Yashin l-am făcut într-o vreme în care legendele se făceau mult, mult mai ușor. Aveai nevoie de 5 jucători sau 6 jucători în echipă și de un anumit overall pentru a lua această legendă. Asta era tot, nu existau SBC-uri pe acea vreme, mult mai simplu atunci. Dar evident că după ce l-am luat pe Yashin, trebuia crescut și iar crescut și iar crescut și asta însemna o grămadă de XP. Din fericire, legendele în acea vreme aveau campanii unde puteai juca și unde puteai face milioane și milioane de XP. Dacă vă duceți acum la SBC-ul la legende și îl faceți pe Yashin sau oricare alt jucător, nu vi se mai deblochează nicio campanie, deci nu o să mai puteți să faceți milioane de XP și țineți cont, aceste legende sunt singurele cărți care necesită mai mult XP pentru a le crește decât oricare alte cărți din acest joc. Dar timpul a trecut și am reușit să încropesc o echipă pentru a ajunge la finalul campaniei lui Yashin. Sincer, nu a fost ușor, aveai nevoie de 10 jucători ruși în echipă cu overall 100 parcă și dacă știți, jucătorii ruși sunt foarte, foarte slabi, așadar aveai nevoie de mult XP băgat în ei sau de niște skill boosturi foarte mari. Dar iată, asta este echipa pentru finalul campaniei lui Yashin. Totuși, chiar dacă am făcut această campanie, nu am avut suficient XP pentru a-l duce pe Yashin la 100 și asta a însemnat că trebuie să fac și noile SBC-uri de la Icons, cele pentru Yashin, și nu au fost cele mai ușoare SBC-uri de făcut, pentru că la un moment dat aveai nevoie de jucători ruși și chiar foarte mulți. Dar să începem cu primul SBC, care era chiar ușor, 79 overall cu 11 jucători. Evident, astea le-am făcut pe perioada Team of the Season, când jucătorii erau foarte, foarte ieftini, o grămadă de jucători Team of the Season, o să vedeți în aceste SBC-uri, dar din primul SBC, 50.000 XP și 100.000 XP pentru Yashin. Trecem la SBC-ul numărul 2, care a fost puțin mai greu, cu toate că nu foarte greu, aveai nevoie de 11 naționalități diferite în acest SBC și evident 80 overall și drept recompensă primeai 250.000 XP, 200.000 XP pentru Yashin și niște skill boosturi. Și lucrurile încep să se complice de la SBC-ul numărul 4, unde aveai nevoie de 4 jucători din campionatul Rusiei, dar din fericire am avut acei jucători antrenați pentru campanie și am putut să-i bag aici foarte simplu, așadar pentru SBC-ul numărul 3 primeam skill boosturi, 2 milioane de bănuți și 300.000 XP pentru Yashin. Și trecem la SBC-ul numărul 4, care a fost cel mai greu de făcut aici, pentru că aveai nevoie de 7 jucători ruși, fiecare puși în poziția corectă, așadar a trebuit să antrenezi destul de mult ruși. Evident că am mai luat și câțiva de la campania lui Yashin, dar iată, asta este echipa pentru SBC-ul numărul 4 la Yashin, unde primeam 500.000 XP pentru Yashin, 3 milioane de bănuți, totul perfect pentru a-l duce pe Yashin la 100 și evident că nu mai avea rost să fac și SBC-ul numărul 5 pentru că nu mai aveam nevoie de încă o dublură a lui Yashin. Și iată-l pe Yashin de 99, evident trebuie să-l ducem până la 100 ca să putem să-i dăm rank apoi. Iată, ăsta este XP-ul pe care l-am făcut acum câteva minute, 1.200.000 XP, dar mai aveam nevoie și de alt XP pe lângă, așadar am mai băgat niște XP de la Icons, niște XP de portar și niște XP normal pentru a-l duce pe Yashin la 100 plus 1 overall. Se încarcă mai greu jocul uneori, dar iată-l pe Yashin de 100 cu skill boosturi 13, așadar Yashin de 113. Și iată, astea sunt atributele lui la 113, acestea vor fi atributele lui și după ce o să-i dăm rank up, dar haideți să mergem să-i dăm rank up mai întâi și apoi vorbim despre performanța lui în teren. A, și despre acea bască. Deci, pentru a-i da rank up lui Yashin, aveam nevoie de un token pentru rank up pe care toată lumea l-are, aveam nevoie de un jucător de bază de 90, portar, evident, și ăsta este Buffon de la campania cu Italia, plus un portar crescut până la 95 sau peste 95, iar acel portar era Beto de la Versus Attack,
Pe acest beto pe care l-am primit în Versus Attack l-am crescut până la 95, mulțumită XP-ului pe care l-am primit de-a lungul sezoanelor din Versus Attack, a fost foarte, foarte ușor de dus la 95. Ăsta este beto de 95, un portar care arată destul de bine la tribute, cu toate că o să fie hrană pentru Yashin. Și acum avem toate ingredientele pentru a-i da rank up lui Yashin, beto de 95 și bufon de 90, o să-l ajute pe Yashin să crească la rank 1, așadar iată animația și iată-l pe Yashin, primul rank la portar pe care l-am dat în FIFA Mobile, ăsta este Yashin, evident i s-a schimbat și poza și a apărut poza cu celebra bască. Wow, alte vremuri în anii 50-60. Sunt curios dacă o lipea cu ceva de cap sau dacă nu-i sărea la primul plonjon. Oricum, iată, astea sunt atributele lui Yashin la 113 și rank 1. Are skill boost-ul foarte important. Goalkeeper Diving este unul dintre cele mai bune skill boost-uri la portar, așadar dacă vreți un portar bun, încercați să aibă acest skill boost. Și mulțumit acestui skill boost, are 139 la plonjon, 136 la poziționare, 136 la reflexe, niște atribute foarte importante, nici la accelerație nu stă rău, 93 la accelerație și 89 la viteză, plus 90 la agresivitate pentru un portar este extraordinar de bine. Dar astea sunt doar niște atribute, cum este în joc, asta este întrebarea adevărată și din păcate pot să vă spun că în joc nu are acea bască, ar fi fost fenomenal să-l vedem în joc cu acea bască. Din păcate, cei de la EA nu s-au gândit să-i pună și basca în acest joc și asta este una dintre marile mele dezamăgiri, dar important este cum joacă, nu? Și pot să vă spun că este la fel ca Buffon sau la fel ca alți portari, nu este constant deloc. Uneori poate să-ți facă un meci foarte bun, extraordinar, să apere tot, să fie pantera neagră cum este porecla lui și în alte meciuri să stea degeaba în poartă, să ia niște goluri de tot râsul foarte, foarte ușoare. Și se pare că asta este tema portarilor în FIFA Mobile din sezonul 2, nu cred că este un portar constant să joace toate meciurile bine, cred că toți portarii au meciuri bune, au meciuri proaste, așa că dacă nu-l aveți pe Yashin, încercați să aveți un portar cu goalkeeper diving la skill boost și niște portari care i-am văzut eu să fie la fel de buni ca ăsta, probabil Buffon de la campanii este un portar bun, Alisson de la Team of the Season, un alt portar bun, Casillas de la Versus Attack, am înțeles că este un portar foarte bun, dacă mai aveți voi alte sugestii, lăsați-le jos sub butonul de like, dar ăsta este Yashin, singurul portar din lume care a câștigat balonul de aur și titularul postului la mine în echipă. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest video, dacă e așa, dați un like ca să știu și eu și până data viitoare mai am și alte filmulețe, le vedeți acum pe ecran, dați click pe unul și uitați-vă. Numai bine, prieteni, pa, pa!